Hoțul care striga hoții. De mult, era într-un sat un brutar renumit pentru pâinea sa, dar într-o zi, brutarului i se păru că sunt cam ușoare bucățile de unt pe care tocmai le cumpărase de la un țăran și le așeză pe cântar. Dar ce să vezi, în loc de un kilogram cât ar trebui să aibă o bucată, fiecare cântărea doar 800 de grame. Supărat foc, omul s-a dus la judecătorie, spunând că țăranul înșală lumea și cerând, desigur, pedepsirea acestuia. N-au trecut nici 2 ceasuri și țăranul a fost adus în fața judecătorului, care i-a strigat: "Dacă este adevărat ce spune brutarul, că îi înșel pe oameni la cântar, te bag imediat la închisoare." "Să-mi fie iertat," zise țăranul, "dar sunt nevinovat." "Cum îndrăznești să minți?" sări brutarul. "Chiar azi am cumpărat aceste bucăți de unt de la tine." "Domnule judecător, trebuie să-l închideți pe acest șarlatan care a încercat să mă păcălească." "Așa este, omule," spuse atunci judecătorul. "Este untul acesta al tău?" "Al meu este, însă vedeți dumneavoastră, eu nu am prea mulți bani. Mi-am cumpărat un cântar, dar nu am mai avut bani și pentru greutăți. Așa că pun unt pe un braț al cântarului, iar pe celălalt pun o pâine de-a brutarului, care, zice el, are 1 kilogram. Acum, dacă pâinea brutarului n-a avut 1 kilogram, eu ce vină am?" Auzind una ca aceasta, judecătorul a cântărit imediat o pâine și, într-adevăr, aceasta nu avea decât 800 de grame. În locul țăranului, la închisoare a ajuns adevăratul vinovat, brutarul, care nu doar că înșela oamenii, dar mai dorea și să fie aspru pedepsit cel care ar fi făcut exact ca el. Cel ce vrea să înșele, singur se înșeală. Chiar dacă nu vede niciun om greșeala sa, Dumnezeu îi vede păcatul, iar atunci când îl mai descoperă și oamenii, rușinea e cu atât mai mare.